oaie. Bună rău asta în rolul negativ. Îți vine să o strângi decât când vezi cum îmi prostește pe frumușelul ăsta. Ție de el, ție milă. Mi-a plăcea să joc cu el. Cu sărut pasional să fie scena. N-aș zice nu. Gata, popcornul. Ce faceți? A, iar lăcrimați după ăla musculos. Nu, iubitule. Da, mie îmi spui de voi. Știi că visul meu cel mai mare e să ajung să joc într-un serial. Da, păi poate atunci ar trebui să te gândești mai serios să dai la teatru. Poate după facultatea asta. Hello, suntem deja în trupa de teatru. Da, da, e o trupă cam mică și independentă și e greu să ajungem în fața unui producător de seriale. Găsim noi o variantă, nu ne lăsăm. Da, uite, o să facem scenete și le publicăm online. Sigur ne facem remarcate. Așa fete nu prea sunt la facultatea de actorie. Frumoase, sexy și deștepte. Și modeste, să nu uităm. Iubire, ce faci? Nu mă așteptam să fii pe aici. Bine, avem repetiții cu trupa mai târziu și am zis să trec acum un pic să te văd. Adică nu ne mai vedem azi? Hai, nu te supăra. Știi că repetăm pentru serialul ăla pe care vrem să-l facem online. Cu cine? Cu Horia? Nu cu Horia. Și cu Horia. Ești gelos? Nu-mi spune. Nu, nu e vorba de asta. Doar că mi se pare că joacă mult teatru și pe lângă. Pe bune, figurantul ăla profită ca să se dea la tine. Nu e adevărat. Adică nici nu mă interesează. Știi că doar tu mă interesezi. Tu ești iubitul meu adevărat. Păi, și dacă te aștepți eu după repetiții cu mașina? Bine, dar să știi că s-ar putea să aștepți mult după noi, că n-avem o oră fixă la care terminăm. Nu e problemă. Bine. Ne vedem mai târziu. Sigur. Și să știi că doar pe tine te iubesc. Pa, pa. Cu ochii închiși, tot pe tine te văd. De ce nu te urățești, Bric? De ce nu te buhăiești? De ce nu te pocești ca să te poți suporta mai ușor? Concertul continuă jos. Bravo, monștri fără gât! Bravo! De ce e încuiat ușa? Ca să avem măcar un moment de intimitate. Doar știi, Maggie? Nu, nu știu nimic. Nu te prosti. Când e vorba de tine, n-am nimic împotrivă să mă prostesc. Bravo, extraordinar, bravo, felicitări, foarte, foarte bun moment, bravo, felicitări, sunteți foarte buni, chiar am să Mario, ți-a plăcut? Normal, cum să... Poate era mai bine dacă nu te băgai, Mario, știi? Luana mai avea ceva de zis. Tania, nu-i nimic, putem să refacem oricând scena. Și acum aș vrea să-l sărut și pe iubitul tău, adevărat. Am fost ca în serialul ăla din dragoste pentru tine, nu? Nu l-am văzut, că știi că eu nu prea le am cu serialele. Dar tu mai știi și altceva în afară de hârburile tale de mașini? Tania, nu toată lumea se uită la seriale. Păi poate că ar trebui să începi să te uiți, Mario. Eu și Luana vom fi vedete într-o zi. O să apărem la televizor, în seriale, vom fi bogate și celebre. Da, poate că ar fi mai bine să punem punct pentru azi. Nu, nu, nu! Adică mă gândeam că astăzi o să trecem prin toată secvența. Dacă te lasă iubitul, firește. Da. Păi, cred că cel mai bine ar fi ca eu să plec și Luana te aștept în mașina după repetiții. Bine. Ne vedem un pic mai încolo. Pa, pa. Tania, ce te-a apucat? Nimic, dar nu-mi place să pierdem timpul la Iurea. Hai. Tania, hai că știu că nu dormi. Tania, ce vrei? Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat în seara asta cu Mario. Nu vreau să vorbesc despre prostul ăla. Tania! Da, știu că e prietenul tău, dar jur că nu înțeleg de ce ești cu el. Te-ai un băiat bun la suflet, e muncitor, e... Dacă asta voiai de la viață, Luana, trebuia să rămâi acasă la ai tăi. Era plin în sat de băieți buni și muncitori.
Hai, Tania. Pe bune, Luana, tu nu pricepi? Ai, suntem la București. Avem șansa să facem altceva decât au făcut ai noștri. Pe bune, tu vrei să ajungi ca sorta? Măritată cu doi copii la 22 de ani? Nu, ferește. Sau că maică-ta? Să dai la sapă toată ziua pentru un kilogram de cartofi? Bineînțeles că nu, dar... Niciun dar. Până să apară Mario ăsta în viața ta, noi două aveam un plan. Să fim bogate și celebre, să fim actrițe. Ne-am jurat că o să ne ajutăm una pe alta și că nu o să ne lăsăm până nu reușim. Și o să ne ajutăm în continuare, ca și până acum. Nu prea pare, Luana, nu când prietenul tău face ce-i trece prin cap la repetiție. Uite, o să vorbesc cu el și nu o să mai fac așa de acum înainte, îți promit. Așa să faci. Așa o să fac. Hai, ajută-mă să mut masa. Unde vrei să o punem? Uite acolo, noi în față. Nu, Tania! Ce ai? Cine te fugărește? Filmează ăștia de la Din Dragoste pentru tine aici la noi în cartier. Poftim? Da. Am văzut echipa de filmare, m-am oprit și eu am întrebat. Aha, poate sunt și actorii. Lasă-i tu pe actor, pe mine mă interesează să ajungem la regizor. Sau și mai bine la producător. Da, mai asta e. Hai că ne putem face remarcați, hai să mergem. Hai, mă, că nu cred că o să ne lase să vorbim cu ei. Dacă găsim noi o soluție, hai să mergem, hai mai repede. Bine, hai. Uite acolo. Uite, la producătorul ăla celebru de la Uda și la TV, ăla de-i combinat cu Pavelescu. I-am văzut în club acum două săptămâni. Păi hai, du-te și zi bună ziua. Vii cu mine. Nu, că mi-e rușine. E ce rușine? Trebuie să ai tupeu, că altfel nu te bagă nimeni în seamă. Hai. Haide, că vin și eu cu voi. Hai. Salut, îmi pare rău, dar v-ați trebuit să mă așteptați puțin sau să ocoliți, filmăm? Nu, noi vrem doar să vorbim puțin cu producătorul. Înțeleg, dar nu se poate, îmi pare. Hai doar un pic. Suntem și noi actori amatori și vrem doar să ne prezentăm. Da. Nu e un moment oportun. Suntem în întârziere maximă și chiar nu se poate. Doar o secundă. Pare rău. M-a văzut în club acum două săptămâni, sigur mă ține minte. Te cred, dar nu, îmi pare rău, nu se poate. Nu putem. Normal. În România spune toată lumea piedică. Cred că ar trebui să modificăm ultimele două replici. Nu știu, mi se pare că toată treaba asta cu frustrarea nu se potrivește deloc cu personajul. Dacă mai schimbăm mult replicile, nu o să mai terminăm niciodată repetițiile astea. Da, nu știu, fă cum vrei, dar măcar să sune așa mai vorbit, știi? Da, hai că mai vedem. Hai să luăm totuși o pauză. Da. Mario, erai aici? Da. Ce faci? Bine. Și să știi că mi-a plăcut mult finalul. Serios? Mhm. Da, nu știu, eu nu sunt prea hotărâtă. O să mai caut variante și o să... Da. Auzi, unde e Tania? Nu de alta, dar nu prea vreau să dau ochii cu ea. Da, stai liniștit, s-a dus să se calmeze. Cum așa? Dar ce s-a întâmplat? Uite ce am găsit, uite ce am găsit! Organizează unii un casting pentru un serial. Uite! Vrei să fii vedetă? E un casting la care vin toate televiziunile. Perfect! Păi, și toate televiziunile? Păi și nu e cam ciudat. Tu ce te bagi? Ce știi tu de televiziune? Parcă ziceai că nu te uiți la seriale. Asta e șansa noastră, putem să le arătăm ce-am pregătit. Ce mai zice în... Ți-am zis ce era mai important. Ah, uite, e și un număr de telefon. Super, Ar trebui să sunăm chiar azi, da, să-i le zicem că ne înscriem la casting. Și sune așa fără să știi nimic despre... Tu ce te bagi, Mario? Gata. Hai să mergem noi până la magazin, până sună ea. Bine. Stai să mă ce tale fi dacă... Da, știu, intrăm. Hai, nu mai fi supărat. Știi doar că Tania se enervează din orice. Nu mă suportă, o simt. Nu e vorba de asta. Știi doar că ea e o fire mai dificilă. A avut și o viață foarte grea și acum e greu să aibă încredere în oricine. Nu sunt oricine, sunt prietenul tău. Da, cred că e și puțin geloasă. Nu mă înțelege greșit. Uite, înainte să apar tu, noi două eram nedespărțite. Mă considera ca sora ei. Știi doar că am venit împreună la București. Da. Chiar am avut noroc cu Tania. O duce mintea la multe lucruri. Dacă nu era ea, nici nu aveam unde să locuim aici la București. A băgat toți banii pe care avea în garsoniera asta. Și știi doar că totul e foarte scump aici. Ți-am propus să ne mutăm împreună.
Da, dar nu pot să o las baltă chiar acum. Tania are nevoie de mine. Și trebuie să-mi țin și eu partea de promisiune față de ea. Ca să deveniți vedete? Da, știu că ți se pare o prostie, dar pentru ea, visul ăsta de a deveni actriță este totul. Pentru ea? Și pentru mine. Hai, spune-mi că mă înțelegi, te rog. Ana, nu te-ai machiat? Nu, Tani. Știi, nu mă simt prea bine. Cred că nu o să merg la întâlnirea asta cu impresarul. Ce? Nu, Luana, nu pot să-mi faci una ca asta. Mi-a dat și Horia mesaj că nu poate să vină, că nu știu ce treabă are, așa că nu poți să faci și tu la fel. Nu pot să mă lași singură. Ia-ți o pastilă, ceva să-ți treacă. Da, dar... Niciun dar. Luana, n-am zis noi că facem pe dracu în patru să reușim? Păi vezi? Da. Uite, ia treaba asta ca pe un exercițiu. Ți-e rău, dar trebuie să joci ca și cum ți-e bine. Tu crezi că toți actorii se simt bine pe scenă? Nu. Vezi? Uite, am zis că facem exerciții de actorie, da? O zi tu, o zi eu. După ce ne înscriem la castingul ăla, îți promit că o să te simți cu adevărat mai bine. Bine, bine. Intră! Bună ziua, domnul Gigi Marculescu. Da, bună ziua. Intrați, vă rog. Nici nu știam dacă am ajuns unde trebuie, că nu era nimeni afară. Da, mă rog, secretara mea e în concediu în Dubai. Tania Oleg. Eu sunt Luana Vlad. Luana Vlad. Ce nume frumoase, ce nume de... Luați loc. Mulțumim. Aveți nume de vedete. Îi știți pe toți oamenii ăștia? Da. Am lucrat cu ei în Tania. Am făcut filme pentru străinătate, pentru aici. A fost o experiență extraordinară. Vreau și eu. Zic că vreau și eu să joc în filme străine. Păi, ați nimerit exact unde trebuie. Și la urmă urmei nu-i nicio rușine să știi ce-ți dorești în viață. Da, noi am văzut anunțul dumneavoastră de casting și am zis că trebuie să ne încercăm șansa. Da. Foarte bine. În primul rând, aș vrea să ne tutuim, da? Pentru că o să lucrăm împreună și vreau să începem cu dreptul, da? Și în al doilea rând, să știți că, măi, fetelor, eu nu lucrez cu oricine intră pe ușa aia. Nu lucrez. Dar voi aveți ceva, mă. Aveți așa o... să simteți și... Vreți să vedeți scena pe care am pregătit-o? Scena? Nu, eu am ochiul format, mi-am dat seama, adică... Voi într-o zi o să fiți faimoase, o să umblați peste tot în lume, o să presă, rampe, lumini, limuzini... Și acum ce trebuie să facem? Păi, acum va trebui să facem un portofoliu de casting, ca să mergeți pe la diverse probe, unde o să vă trimit eu. Bineînțeles că o să pun și eu o vorbă bună, da? Dar nu sunt nimeni de pe pământ. Da? Deci ți-am zis că e o idee bună să venim aici. Mă bucur să aud că spui asta. Da. Ar mai fi un mic aspect pecuniar, să zicem așa, că trebuie să plătiți și o taxă de reprezentare de casting. Taxă? Da. Și cât ar fi? 2500 de euro. Cât? 2500? De persoană? De... firește. Da. Măi, fetelor, dar voi credeți că în lumea asta e ieftin? Adică, gândiți-vă că eu trebuie să închiriez o locație. Eu trebuie să plătesc niște oameni care se ocupe de organizarea evenimentului. Nu aveți bani să plătiți taxa? Îmi pare rău pentru voi. Eu v-am făcut și o reducere chiar. Pentru că îmi place de voi. La noi locurile sunt destul de limitate, să știți. Și le ocupăm în funcție de cine achită taxa. Dacă nu aveți bani de taxă... Da, putem face rost de bani. Perfect, atunci. Eu vă fac o factură... Vorbiți după. Vă fac o factură pe care voi să o plătiți când puteți. Nu știu, azi, mâine, într-o săptămână. Da? Da. Bravo, ne apucăm de tăia. Da. Vedetelor! Da!